Uite, legat de asta cu concursurile, dacă analizezi anul, înainte să fie nebunia asta, anul 2019, cu concursurile la noi, nu prea au fost. Și asta vreau să te întreb, cum vezi tu chestia asta și cum vezi nivelul Skanderbegului la noi? A scăzut sau a crescut? Ei, uite, discuția asta am avut-o cu prieteni foarte mulți buni din România, legat de cum a fost Skanderbegul înainte și cum este acum. Înainte, Skanderbegul, nivelul, era ok nivelul de Skanderbeg, adică topul ăla atunci, Alex Burebista, Oncescu, Stoicescu, exact persoanele enumerate de Alex Burebista, Valahu, Olimpiu și cine au mai fost. A fost o chestie de genul că ne-am pierdut conexiunea. Nu, eu te aud. Mă auzi? Eu te aud. Bun. Bun. Vorbeam de nivelul Skanderbegului. Nivelul Ok. Skanderbegului de la noi. Ideea este că înainte, cum am și spus, lipsurile mele legate de informații, că nu aveam, nu știam să intru pe internet, nu te susținea nimeni să intri pe internet, Skanderberg, apăruse înainte, nivelul a fost ok, putem spune. Oncescu, Radu Valahu, Olimpiu Făt, Ștefan Tamaș, Burebista, frații Stoicescu, frații Marin, la fel așa. A fost o chestie că ei, 10, 15, 20 de sportivi, au susținut foarte bine începutul. Nivelul a fost ok. Pe urmă, cum am s-a povestit și cu videoclipul, cu interviul cu Alex Burebista, bulgarii au urcat pentru că au avut sportivi mai puternici, dar actual Dar pot stai, spune că o paranteză. Și în timpul ăla bulgarii erau cumva ridicați. S-au dus poate mai sus. Dar din ce știu, erau și nu acolo. era, nu cred că erau atât de sus. Adică în momentul ăla Nu. Oncescu și cu sportivii noștri de top, sportivii noștri de top, pe kill, pe kill, erau peste ei. Eu țin minte că Oncescu, cum am și spus, cât a fost Oncescu în început, a câștigat și contra lui Gacevski și contra lui Krasimir, contra la mulți Da, sportivi, Golovanov. au fost niște momente, Cupa Făgăraș, de exemplu, 2004, Oncescu a ieșit pe 3 atunci, asta zic, erau undeva, se băteau acolo, asta mi-a dat mie impresia. Acum... Un interviu de-a lui Oncescu a fost o chestie că eu am învățat foarte multe, eu am analizat foarte mult, Cristi, fac o mică paranteză, eu am analizat foarte mult cum gândea Oncescu în 2005-2006, cum gândea Oncescu după ce a ieșit de 4 ori campion mondial și am studiat foarte mult oamenii de top. La noi în România a fost Ion Oncescu. Și foarte inteligent, și foarte tehnic, și puternic. Nivelul, atunci Oncescu l-a ridicat pentru că toți aveau motivația ca să se bată cu Oncescu, să câștige împotriva lui Oncescu. Dar exact ce ai spus tu de Oncescu, că a luat locul 3 acolo, la Făgăraș, poate nu a fost motivat. Poate nu. Sunt anumiți mici factori într-un concurs mic, poate nu și-a dat interesul, poate a fost un pic cu pauzele. Sunt anumite chestii care a avut o chestie de genul Oncescu, a spus într-un interviu, după vendeta lui cu Michael Todd. A fost în Las Vegas, sau unde s-a dus el, la campionatul mondial, sau unde fusese el. A ieșit campion mondial și la o decurs de 2 săptămâni s-a făcut ofertă să facă o vendetă cu Michael Todd. Sau ceva de genul. Și omul nu s-a refăcut, practic, după competițiile care le-a avut, luptele foarte bune. Și automat, ca la Făgăraș, poate nu a dat atât de multă seriozitate în competiție, dar anii care au urmat după 2006, 2007, 2008, 2009, Oncescu a câștigat foarte lejer contra bulgarilor. A avut meciuri foarte, eu așa țin minte, adică l-a dat și pe Krasimir, l-a dat și pe Zvetan, l-a dat și pe Golemanov, adică a avut. Ok, da, eu mă refeream la nivelul general, nu strict Oncescu, să zic. Mi se părea că nivelul bulgarilor e foarte bun și că ne batem de la egal la egal, să zic. Au fost mai serioși un pic, poate, bulgarii, în antrenamente, mai uniți, un pic. Da, e S-au discutabil, da. susținut. Legat de nivelul de acum, ce ai spus tu,
evoluat mult treaba. Sportul a devenit ramură sportivă, scandamergul, oamenii nu ne mai văd ca gen o bărbație din bar care beau două, trei beri și fac scandamerg să-și măsoare forțele. A Asta evoluat foarte la mult. nivel global vorbești sau strict la noi în Nu, în țară? România. În În România. România. În România, doar strict de România și de scandamerg, vorbesc că scandamerg va evolua foarte mult. Și nu mai putem să mai facem o comparație între nivelul de atunci cu nivelul de acum, pentru că băieții se antrenează acum. Adică vin copiii în urmă acum care avem tinerele talente și deja au informații, YouTube, suporți, echipamente, au meciuri, au videoclipuri. Înainte, cum spunea și Alex Burebista, noi ne întâlneam la competiții. Nu aveam videoclipuri să-l vedem pe, de exemplu, pe sportivul X, să vedem cum trage. Adică acum, dacă iei pe cineva să inițiezi în Scandenberg, îi pui două, trei televizoare imense, conectezi la YouTube, ce categorie ai? 80 de kg. Cine e acolo? Daniel Andronache, Sergiu Sabău, ăsta Viorel Dobrin și cine mai e pe locul 4 sau 5? Vladimir Vasilov sau ceva de genul. Automat, ce se trage pe categorie? Top roll, side, hook. Altfel Da, inițiezi un sportiv. sunt de acord. Avem mai multe. Nivelul de informație, clar, automat, ai tehnologia, vezi cum face fiecare, dar nivelul de motivație, promovare, cumva vorbeam, Promovare 2013 nu mai e promovare. cel mai înalt nivel, acum a scăzut, practic, oamenii nu mai sunt așa atrași, a scăzut motivația asta. Probabil se pune accent, Cristi, probabil se pune un pic accent pe altceva. Scandenberg nu mai este, poate la început a fost foarte frumos și după nu au mai avut interese, nu mai, n-au ce să, nu mai sunt interese. Adică, nu știu cum să zic, mai bine, nu știu, personal, clar mi-ar conveni să dau, să-mi cumpăr un canal sau să plătesc un sport.ro și să văd pe canal, pe sport.ro, evenimente de Scandenberg, decât să văd un eveniment de un alt sport care bowling sau dart sau nu m-ar interesa. Dar cine conduce sport.ro sau Sport 1 sau ceva de genul, sunt anumite canale, oamenii au alte interese, nu văd Scandenberg atât de spectaculos pe cât îl vedem noi, care îl practicăm. Da, am înțeles că s-a schimbat conducerea la sport.ro și de atunci nu au mai fost evenimente. Acum nu știu Nu e dacă adevărată treaba asta. Nu e adevărată treaba asta. S-au pierdut interesele Dulgheru, Cristian Dulgheru nu mai este în susținerea Scandenbergului. Doi, Oncescu nu mai este în acea urcare imensă de când a ieșit de 5 ori campion mondial. Deci, practic, interesele lui nu mai sunt pentru Scandenberg 100%. Viață personală, privată, nu avem treabă. Și automat, anumite persoane lipsesc. Pentru că cât a fost Cristian Dulgheru, Ion Oncescu, cât a fost, Dumnezeu să-l ierte, Victor Barbu și domnul Cracoveanu în România, acum din câte am înțeles în Londra, automat cine anume? Ultima persoană? domnul Cracoveanu, Dragoș. Ah, Corcoveanu. Corcoveanu, Da. îmi cer scuze. Da, nicio problemă. Adică lipsesc piese. Și automat nu mai sunt relațiile ca să ajungem la sport.ro. Da. Oricum, e de dezbătut mult pe discuția asta dacă intrăm în detaliu cum ai zis și tu. Hai să luăm mai specific, așa că vorbeam de campionatul național, că nu s-a mai desfășurat anul ăsta la noi, unde aveai și tu un gând să participi. Da, aveam totul pregătit. La ce categorie vrei să participi și care ți se pare cea mai grea categorie de la noi de participat? Ok. Inițial mi-am făcut o analiză în urmă cu un an de zile, adică anul trecut am vizionat campionatul 2019 după televizor, laptop, tabletă, mi-am făcut așa o chestie să văd nivelul de sportivi. Planul meu a fost undeva la 100 de kilograme, dar în 2018 am avut accidentare, am scăpat un pic kilogramele de sub control. Și pot să zic că în ultimele 6-7 luni de zile participând la competiții,
am avut undeva la 105 kg și 113. Și automat am avut de ales 110, să mă bat cu Olimpiu Făt, cu Florian Lazar și cu Alin Hasiu, cu prietenul din Constanța. Așa, astă vară am avut un sparring, așa, Prietenul meu prietenesc cu și de băieții. la 80, când pe vremea când era la 80 de kilograme Alin Hasiu. Da. Da, și astă vară am avut un sparring cu prietenul meu, cu, și cu Denis Ionescu și cu Alin Hasiuc. Și sincer să fiu, m-am gândit că să mă duc la 110, să-i strig lui treaba acolo. Noi ne cunoșteam, ne și știam nivelele. Am zis, hai să mă duc la plus, să le fac o surpriză la băieți. Și după aia am fost așa, între 110 și 100 plus. Nu știam ce să fac. Să-mi deranjez prietenul, care ne-am antrenat cot la cot, am mâncat din aceeași farfurie, am plecat în excursii, deplasările către concursuri împreună și mi-era așa un pic așa să nu se supere pe mine, ca și cum era Vitu din Germania, pregătit și nu știu ce, ai stat câțiva ani pe bară, adică n-am participat în România și acum a venit ca să ne... Nu, oarecum el vrea să intrăm amândoi pe categorie la 110, să facem o surpriză. Dar, na, practic era 110 sau 100 plus. Eu aveam pe țintă pe cineva să prind pe categorie. Adică un sportiv anume. Surpriză, da. Categoria cea mai puternică care mie mi se pare, mi s-a părut 90. 90 și 100. Acolo a fost o luptă așa. Acolo s-au bătut titanii. 90 și 100 de kilograme. La 90 a fost Barbu. Daniel Barbu, a fost chinezul, nu știu dacă a fost și Gifei, dar a fost o chestie, nu știu, acolo s-a pus accent, pe Midget. 90 și pe 100. Și Midget, Cristi Midget a fost acolo, a fost un orgoliu acolo, acolo s-au întâlnit băieții pregătiți și orgolioși, pot spune așa. Care pe care, acolo a vrut să vadă cine e numărul 1 și cine nu e numărul 1. Și la 100 a fost lupta titanilor, într-adevăr, Florentin Păsăroiu și cu Bogdan Stoica, nu știu, nu înțeleg de ce s-au băgat la 100 de kg amândoi, că n-avea rost. Mai bine rămânea Bogdan Stoica, că e mai suplu, e mai model pe 100, și la 110 kg s-ar fi dus Păsărui, că e un pic mai de genetic mai mare, e mai măricior, așa, mai masiv. Uite, N-avea rost, lupta foarte, a fost o chestie de genul, nu știu, prea puternici. legat de asta că ziceai tu între 110 și 110 plus, bănuiesc că erai mai pregătit la 110 sau la plus? Unde consideri tu că erai mai pregătit? Pe mine toată lumea când m-a întrebat de chestia asta, unde aș fi mai pregătit, Cristi, eu sunt pregătit și la 4 dimineața, dacă se face. Nu Nu, contează mă, categoria. nu mă. N-am avut nicio... Nu știu cum să zic. Nu exista așa ceva. N-a existat niciodată. Am ieșit campion național german cu 107 kg la plus. Hai să pun întrebarea altfel. Cum erai pregătit în raport cu alți participanți? Că mă gândesc că dacă tu puteai face categoria 110 și 110 plus, practic adunai câteva kilograme la 110 plus. Și alți sportivi dădeai de sportivi ca Ion Pușcașu, să zic, care avea o greutate mult mai mare ca a ta. Da, experiența din concursurile care eu le am și anduranța și tehnica. La 110 plus, de exemplu, dacă aș fi participat, dacă s-ar fi făcut așa, aș fi abordat foarte frumos, mă duc la masă. Dacă arbitrajul este... s-a închis palma și s-a tras, aș fi tras toate meciurile pe viteză. Chiar dacă aș fi tras cu Pușcașul, cu Borbil, cu Valahu, cu Tapațu, într-adevăr, ar fi trebuit să analizez altfel meciurile cu ei. Pentru că nu am tras cu ei. Eu aș fi fost o surpriză pentru ei, că pentru că ei nu mă... N-au tras cu mine, nu știu, ei nu știu ce pot eu la ora actuală, dar la 110 deja, cum să zic, la 110 eram familiarizat. Hasiuc mă cunoștea, deja trăsesem cu el astăvară, am tras. Florian Lazar m-am antrenat cu el, acum vreo 2-3 ani, și cu Olimpiu m-am văzut acum câteva luni. Deci automat ne știam ce putem, fiecare. Nu știu, eu merg pe viteză. Am avut norocul ăsta. Viteză. Și nu m-am antrenat. Cred că i-aș fi surprins pe viteză, pe toți. Eu asta cred. Forță nu. Nu cred. La forță.
Păi, trebuia să fii pregătit și dacă se oprea meciul la un moment dat, nu? Te opreai la Nu jumate. cred că nu se oprea, nu se oprește. Nu se oprește după, nu știu, dacă am peste 50 de concursuri, nu știu, am undeva între 50 sau 100 de concursuri, 60, 70, 80, nu știu, cred, nu cred, în curând o să am fire de păr în cap la câte concursuri o să particip. Păi am actual, de când fac Scandamberg, cupe și medalii, dacă le adunam pe toate într-un loc, am mai făcut și cadouri. Cred că am 100 cupe și medalii împreună, 100. Multe înainte. Da, a fost o chestie că eu le-am câștigat în 4-5 ani. Treaba asta, adică eu am participat cap-coadă. Da, și ți-a ajutat, cum vorbeam mai devreme, experiența din concurs e cea mai bună învățătură. Practic acolo îți dai seama unde sunt slăbiciunile și ce trebuie să faci ca să progresezi. Cel puțin la mine așa a fost. Legat de ce ai spus tu de pregătire și forță, care ai spus tu mai devreme, ai făcut o paranteză, dacă m-ar fi blocat cineva. Nu cred că exact ce îmi spun de chestia asta, că eu am o chestie din, nu știu, tu cunoști foarte mulți sportivi din România și eu la fel, care sunt pe viteză, care sunt sportivi de genetic. Andrei Chipreanu, ce mai avem? Chinezu, care este foarte rapid, Barbu a avut o perioadă foarte bună la început, foarte rapid. Adică avem undeva 10-15 sportivi care trag foarte rapid pentru un om normal. Eu mi-am făcut așa o analiză, naționalele astea care trebuiau să fie. Nu cred că erau ei atât de. Nu cred că ar reacționa atât de rapid încât eu să dau start și ei să mă blocheze să mai reacționeze. Adică aș fi fost mult prea parșiv, mult prea experimentat. Am, cum să zic, chiar dacă aș fi pierdut și primul meci, să zic, cum ai spus tu, un sportiv, de exemplu, Pușcașul. Eu actual, acum, am undeva la 120 de kilograme. Adică automat eram bine. Nu cred că Pușcașul ar fi tras un meci, 2-3, și la un moment dat nu ar mai fi avut aceeași forță aproape de semifinale. Am Da, văzut meciurile un pic. sincer, mi-e greu, adică să-mi imaginez multe meciuri pierdute de Pușcașu cu viteză, știi că l-ai dat exemplu pe el. Exact, uite, asta nu se așteaptă lumea câteodată, doar opinia mea. Da. Lumea nu se așteaptă la viteză. Și dacă se face pe start, adică dacă cineva nu mișcă, să nu pune probleme arbitrului în momentul înainte să se dea startul, automat eu am un avantaj, pentru că de cele mai multe ori în foarte mulți sportivi am pierdut, dar startul a fost al meu. Adică eu am reușit să mă duc exact unde eu îmi doream, de fapt. Adică el mă blochează, dar mă blochează unde sunt eu foarte bine pregătit. Da. Și nu știu, uite, de exemplu, ca o chestie, o întrebare. Câte concursuri a participat Pușcașul în ultimii 4 ani? Așa, ca o idee. Nu cred că are undeva peste 20 de concursuri. Și la mine a fost o chestie ori dublă. Adică am 40 de concursuri sau poate de 2 ori și jumătate. Deci tu practic ai antrenat doar partea asta cu start, nu ai antrenat partea în care tu ai fi blocat de un adversar. Și ar trebui să continui de acolo. Sau zi tu cum ai proceda. Pregătirea mea nu a plecat de acum 6 luni de zile. Pregătirea mea a plecat din 2014, de când mi-am schimbat modul de viață și m-am mutat în Germania. Eu lucrez foarte mult așa. Masă de Scandamberg, care este baza, indiferent orice se întâmplă, am masa de Scandamberg în casă. Deci, o dată sau de 2 ori pe săptămână se fac 2-3 ore de Scandamberg. În tot anul, în 12 luni, la mine nu există o lună fără un concurs. Poate în a doua lună sunt 2 sau 3 concursuri, săptămână după săptămână. 3. În afară de accidentarea din 2013, eu am avut o continuitate, adică sunt prea mulți ani, mulți ani de pregătire în spate și tot așa. 4. Informație de pe internet. Imediat, sportivul, cum ai spus tu, eu am Pușcaș. De când a început Scandăbergul, cu cine a pierdut, pe ce poziție pierde și așa. Mi-am antrenat anumite tactici, pot spune. Adică,
dacă cineva trage cu tine la masă un top roll și tu te bați tot în top roll cu el, eu am încercat să fac ceva între, ca să-i creez un disconfort. Eu am întotdeauna am ocolit forța adversarului. Nu m-am bătut unde este el puternic. Ai tras în funcție de adversar, adică cunoscându-ți adversarul. Da. Acum, de exemplu, la ora actuală, după ani, așa, după ani de zile, deja știu. Când mă duc la un concurs, știu cine vine, știu cât poate ăla, știu cât poate ăla, știu cine cu cine e prieten. De obicei, dacă intră mai mulți pe categorie, unul să tragă numai către mine, 100%, adică să mă obosească pe mine, știu ce trebuie să fac. Și îmi cunosc toți sportivii. Nu există concurs să nu cunosc, nu știu dacă, dă-mi un nume, de exemplu. Oricare ți s-ar... Un nume Din România. din România. Da. Păi să-ți dau de la Facem un test. 110 sau 110 plus. Ce dorești tu? 80 de kg, 90, 100, ce dorești tu? Un sportiv. Un sportiv. Olimpiu Făt. Cum ai procedat? Ok, deci, Olimpiu Făt. Slăbiciune, viteză, meci pierdut cu Andrei Chipreanov, a pierdut și Concescu. Îi cauți minusurile, iei sportivul în parte și vezi. Este foarte simplu, trebuie să iei câteva videoclipuri cu acea persoană și să vezi în ce poziție a pierdut. Uite, și o altă întrebare pe care o consider interesantă. Dacă ai ști că ai, de exemplu, o vendetă, să zic, cu Olimpiu Făt, tu ți antrenezi stilul tău în continuare sau antrenezi ce ți-ar trebui ca să-l poți învinge pe el în punctele în care l-ai considerat slab? De exemplu, la mine viteza nu trebuie antrenată. Ok. Da, A, dacă deci l-ai... viteza e genetică. Viteza e, nu știu, din partea bunicilor care sunt munteni, din Buzău, din... Așa, la Buzău se zice balta lui, din munteni, cum ar veni, și din partea lui tata sunt din partea Bulgariei. Adică la mine a fost o chestie de genetic cu viteza. Nu am antrenat-o. M-am Ok. inspirat foarte mult din... Așa, ce aș antrena eu dacă aș avea o vendetă cu Olimpiu? Îi depinde ce braț. Păi, Depinde ce braț. să zicem brațul drept, unde am, de fapt, nu știu, tu ești mai bun pe brațul drept, nu? Contra lui Olimpiu, da, aș avea șanse pe dreapta. Pentru că el e mai tare pe brațul stâng, din ce am observat. Nu știu, ce părere ai de asta? Mai bun pe brațul stâng? Eu, de exemplu, dacă ar fi să fac o vendetă cu Olimpiu Făt, aș face o vendetă pe brațul drept. Fii împarșiv, pentru că acolo a avut ruptură de biceps. Eu, îmi pare rău, eu nu pot să fiu fair play la un sport care trebuie să câștig. Aș alege brațul drept, unde a avut, cum am spus, ruptură de biceps. Aș antrena foarte bine, de exemplu, bine, forța statică, defensivă, pronație, și aș încerca în momentul startului să ajung să fiu cât mai mult, indiferent în ce poziție, să fiu în partea mea. Adică să nu mă blocheze. Da, Olimpiu pleacă un pic din start și pleacă cu totul aici. Are oarecum o poziție așa. Ei, eu aș încerca să trag doar un pic, nu să iau toată încheietura. Să-l blochez undeva unde aș putea să lucrez și pronația, unde aș putea să și atac în hook. Eu trebuie să ajungi să te antrenezi în 2-3 luni de zile sau în 4 luni de zile într-un anumit procedeu în care să-l blochezi pe el, să-l pui în incomoditate. Ca să nu se mai simtă. Exact ce, dacă vrei ca să... De unde mi-am făcut analiza, uite-te la meciul cu Sabin Bădulescu și Olimpiu Făt. Când Sabin Bădulescu îl oprește într-un anumit hook, și practic el de acolo, prin punctele care el pune presiune și îl ține la masă, Olimpiu nu mai poate să mai iasă atât de bine. Probabil meciul Sabin mi-ar da cheia succesului prin ceea ce a făcut el, cu hook-ul a închis acolo. O Și cu... flexie Și... combinată cu pronație, back pressure. Da. Da. Exact ce a făcut Sabin Bădulescu. Sunt câteva meciuri în care chiar a blocat foarte bine. E semi. Nu poți să spui că e hook curat, sau e un top roll, sau e side. E pur și simplu ajungi într-un procedeu unde tu ești foarte bine antrenat. Un hook cu pronație, da, exact.
Da, unde de altfel Olimpiu nu mai este foarte apt pe partea de biceps. Da, Nu mai e 100%. tot cu Sabin mi se pare că s-a accidentat la bicep, ce spune. Da. 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 Bun. Hai că tot vorbeam de specifice. La ce vârstă ai început tu să faci specifice? Nu pot să zic că am început în anul X să fac specifice. Cred că am făcut specifice de la început, dar nu știam. Că nu aveam informații. Fratele meu mi-a explicat odată. Eu mă antrenam în spatele casei. Aveam tot felul de gantere, flotări, abdomene, genoflexiuni, tot felul de exerciții ce le făceam noi. Și a venit fratele meu și m-a întrebat, mă, ce faci tu acolo? Slăbănogule, că aveam vreo 70 de kg. Și mă antrenez, fac flotări. Și el încerca să-mi explice fratele meu așa, uite cum faci. Faci o flotare, un abdomen, o genoflexiune și după aia urci. 2, 2, 2, 3, 3, 3 până la 10. Și înapoi. Deci faci de la 1 la 10 și de la 10 la 1, așa. Și după aceea a încercat el să... Ăsta alea se spunea înainte coreene. Fratele meu a fost în cadrul armatei. Și automat mai ieșeam la alergare când și când cu fratele meu când aveam ocazia, când mă mai duceam la el în vizită. Mă antrenam foarte tare flotări. Eu am făcut foarte multe flotări la început ca să-mi dezvolt spatele, grupele mari. Pieptul, spatele și mai lucram foarte mult pe rezistență, pe alergare. Că automat, dacă mi dezvoltam masa musculară la picioare, automat nivelul de testosteron era ridicat. Adică încercam să flotări, făceam biceps cu bară Să dreaptă, ai un bară Z-dreaptă. echilibru per total la. Da, eu dacă m-am născut în 91, în 99 sau în 2000 am fost operat de apendicită, la o vârstă fragedă. Și la un an, doi, am avut o malformație pe rinichi și n-am putut să fac sport. În 2005-2006, până atunci au durat 4-5 ani, în care doctorul și părinții și familia și toți nu prea mă lăsau să fac sport. N-ai voie. N-ai voie să ridici aia. Și în 2006, cum am și spus că fratele meu s-a luat de mine, ce faci? Că familie mai numeroasă, apucă-te de sport, ia și tu gantere, fă și tu niște flotări. Și automat nu știam ce făceam de fapt. Nu știam ce va urma. Aveam un vis, dar căutam tot tipul exerciții de armată. Dacă fratele meu a fost în armată, am încercat să ajung și eu ca el. Flotări la paralele, da, bancă de piept improvizate în curte, biceps. Antrenam foarte mult antebrațul înainte, nu știam. Deci primele Luam persoane gantere. care te-au inspirat, una din ele a fost fratele tău. Da, mi-am dorit foarte mult să ajung ca fratele meu. El a fost în aproape 20 de ani în cadrul armatei, scafandru, și am visat și eu să ajung scafandru ca el. Mă făcea mândru chestia asta. Să-l urmez, știi, așa. Și după, nu știu, noi am făcut exerciții, multe, dar în 2009-2010, impactul ăsta care l-am avut ducându-mă la concursuri, m-am trezit cu acolo cu Alex Cuclin într-o formă excepțională. Cine-i băiatul ăsta cu burtică? De unde a apărut? Și cu Denis Ionescu, care deja fusese la campionatul mondial. Și a trebuit să muncesc mult. Multă muncă, multă. Cum a fost tranziția asta de la antrenament cu prietenii, să faci cu ei antrenament și după aceea să dai de cineva care se antrenează pentru asta, cum ai spus de Alex Cuplii sau Denis Am vrut Ionescu? să mă las. Am vrut să mă las. Cred că nu știu cum o să vadă Alex Cuclii dacă va vedea chestia asta, dar cred că nu mai știu. În 2009 sau în 2010 a fost o chestie de genul. Eram primul, am dat un sportiv normal care făcea sală și următorul meci îl aveam cu Alex Cuclii. Și m-am dus la masă și mi-a dat secunda. A fost un pic parșiv așa arbitrul ce era domnul Barbu, Victor Barbu. M-am enervat, practic, am zis, cum poate ăsta cu burtă să vină să mă dea pe mine când nu rezam. Și m-am enervat foarte tare, am vrut să mă las de Scandăver. Am zis, Doamne, ce mi-a trebuit mie Scandăver. Că, nu știu, probabil în momentele alea am explodat, am luat o razna. Cred că, nu știu, Alex, cred că, da, Alex Cuclea a fost unul din care m-a enervat foarte tare de început. Și după aia un prieten foarte bun, dar tot m-a enervat foarte tare așa. Adică a fost o chestie, nu știu, m-am dus la București, dar n-aveam condiții atunci, Cristi. M-am întâlnit am luat primul top podium al meu
Am fost la Borintil de Vale și am căzut la 90 de kg cu Andronache și cu barbă. Și am dat eu vreo 2-3 rachete pe acolo, pe la amatori, și când am căzut cu barbu un băiat excepțional, deci un caracter de nota 10. Băia cu minte, în palton, cu bărbiță, mă, zic, câți ani ai, mă? 19. Sau nu știu cât avea, dar... N-avea... Mă, cum ai tu barba asta la vârsta asta? Da, e mai mic ca mine Și cu am un an. ajuns pe la... Din Și am ajuns... 93. Asta vreau să zic. Și am ajuns la masă cu el și m-a enervat atât de tare, pentru că mi s-a părut atât de tare, deși am zis, bă, zic, lasă-o încolo, zic, mă lasă, că nu mai întrebe nimica. Am ajuns, da, ca să fac așa o chestie, unul, primul, când am zis că mă las de scandal, Alex Cucli, doi, Daniel Barbu, la Teleorman a fost o chestie de genul, am tras cu Manu și cu Marian Dufăr. Am luat locul trei acolo, am slăbit 4 kg într-o săptămână și pentru cântarul avea probleme și m-am pus acolo și pentru 200 de grame nu m-au băgat la 85 de kg și am intrat la 100 și am luat locul 3. L-am lăsat în spate pe Florentin Păsăroiu, pe Costin Ghica, adică băieți puternici pentru categoria aia. Și când am ajuns la masă cu Marian Dufăr, m-a blocat în hâng și m-a ținut ca pe nirica și nu mai Da, întrebea palmă nimica. foarte mare am văzut că are. Nu știu dacă mai face acum. Da, un segment extraordinar. Un Foarte segment... tare. Astea trei persoane, cam asta a fost o chestie. Dar după am știut ce am de făcut. N-am mai... Deja... Ți-ai învățat lecțiile. Da, știam ce pot.